La 9 mai 1877, România a devenit stat independent după ce mii de cetățeni curajoși și-au apărat patria și au plătit cu viața pentru libertatea statului. Am fost ambargat în prima parte, în 1941, pe distrugătorul Regina Maria. Am luat parte la lupta navală care a fost cu flota sovietică care a încercat să debarce pe litoralul românesc. Lupta asta a soldat cu scufundarea două distrugătoare, un distrugător Moskva, care a fost cufundat, și Harkov al doilea, care avariat a fugit. Cea mai amărâtă, cea mai necăjită, cea mai grea zi pentru mine a fost în ziua de 24 august 1941, când am căzut la Inamic, la a doua misiune de bombardament. Am căzut, am fost lovite, m-am luptat cu 9 avioane de vânătoare, 4 au fost doborâte de noi și cele 7 care au rămas, 5, m-au lovit pe mine, am aterizat forțat în front, în cel de-al doilea război mondial, pe front aproape de Dalnic. Ați fost rănit grav? N-am fost rănit, mi-am fost omorât mitraliorul. În cinstea camarazilor care au pierit pe fronturi a fost organizat și un ceremonial religios. În libertatea acestei sfinte țări și demnitatea poporului român, cu tot neamul lor cel atârnit. Preț de câteva minute, soldații de la Forțele Navale Terestre, Jandarmerie și ISU Dobrogea au purtat uniforme militare și au defilat pe unul dintre bulevardele Constanței în semn de respect pentru eroi și armată. Și prefectul Constanței, Radu Volcinski, a fost prezent la eveniment. În urma materialului realizat de Litoral TV, Volcinski se pare că a ajuns dis de dimineață la sediul instituției pe care o conduce, probabil pentru a-și face temele la istorie. Astăzi împlinim 137 de ani de când România, stat independent, a decis să-și continue drumul în Europa, într-o Europa în care tot astăzi împlinim 64 de ani de când cel mai mare proiect al continentului a avut și a început ca și proiect formulat de către Germania și Franța în 1950. Dacă spre locul de muncă se deplasează cu o mașină scumpă, ce nu apare în declarația de avere ca fiind în proprietatea sa, în timpul programului deplasările le-a efectuat cu mașina de serviciu. Dacă vă întrebați care sunt planurile și obiectivele noului prefect, e greu de aflat. Volcinski refuză să ofere detalii până în ziua în care va avea loc ceremonia de investire a noilor subprefecți. Ar spune și nouă câteva cuvinte în legătură cu activitatea noastră din ultima vreme, care sunt obiectivele, dar când să venim să vorbim? La instalare. Conform celor spuse de prefectul Constanței Radu Volcinski, marele eveniment ar putea avea loc într-o zi de marți.